În ultima lună, cel mai des întâlnit comentariu la episoadele noastre este: când faci review la Galaxy A50? Fă review la Galaxy A50. Prieteni, Samsung Galaxy A50. A50 este continuarea logică a lui Galaxy A7, doar că propus cu totul diferit. Dacă raportăm totul la preț, acesta este de două ori mai productiv, la un preț mai mic, desigur. Despre design multe nu trebuie de spus, deoarece A50 este aproape identic cu Galaxy A30. Link-ul cu acel episod ți-l las în descriere ca să-ți reamintești puțin. Spatele este din același material care emite perfect sticla, inclusiv și la zgârieturi, se numește ceva de genul glass plastic. Și într-un episod mai vechi spuneam eu că în 2019 trendul va fi culoarea tip gradient. Păi iată, fiecare producător și-a propus varianta lui, însă A50 este propus un pic mai elegant, dacă pot să zic așa. Unica diferență vizuală pe lângă gradient față de Galaxy A30 este camera triplă. La capitolul cameră diferențe deja sunt mai multe și mai considerabile. Senzorul principal are 25 de megapixeli și diafragmă de 1,7 mm. Senzorul secundar, cel cu unghi larg de 123 de grade, pe care îl găsești deja pe toate modelele noi de la Samsung, are 8 megapixeli. Iar al treilea senzor, cel care lipsește pe Galaxy A30, este de 5 megapixeli și este de ajutor în fotografiile portret, deoarece este senzor de adâncime. Tradițional, varianta mea este o variantă de test și calitatea fotografiilor între varianta de test și cea finală de multe ori diferă. Puțin, dar totuși diferă. Din comentarii am înțeles că este bine să vorbim despre calitatea lor reală. Așa că ne-am gândit că imediat ce acesta apare în vânzare, vom face un battle între Galaxy A50 și concurenții lui. Tot ce trebuie să faci este să ne lași în comentarii modelul cu preț până la $350 cu care ai vrea să-l cumpărăm. Nu, și desigur dacă este necesar așa episod. Acum, la prima vedere, pot spune doar despre calitatea lor în detalii. Samsung pune mare accent anume pe detalii. Ca să înțelegi la ce mă refer, este conturul obiectelor, linii, lumini, culori și așa mai departe. La partea de video este deja o diferență importantă. În primul rând, ambele filmează în calitate maximă Full HD, însă A50 are parte și de stabilizare de imagine, după părerea mea, un bonus foarte important. Trecem la selfie. A50 din start este propus ca un telefon bun, anume la fotografii selfie. Camera frontală are 25 de megapixeli contra 16 de pe A30. Schimbări radicale desigur că nu sunt. Revenim iarăși la partea cu detalii. Fotografiile făcute pe această cameră îți vor permite mai multă libertate în redactarea lor, deoarece au un număr mai mare de pixeli. Display. Ambele sunt dotate cu ecrane Super AMOLED de 6,4 inch, avantajele cărora tu deja le cunoști. Scrie-ne în comentarii ce crezi despre ingeniosul mod de a ascunde camera selfie. Chiar sunt curios să aflu. Mai interesantă este partea de securitate. A50 este modelul cu cel mai mic preț, unde scannerul de amprent este ascuns sub ecran. Nu este același scanner care este instalat pe S10, așa că, logic, nu avem aceeași viteză de lucru. Scannerul sub ecran cu adevărat este comod, însă nu știu cât este de ok din punct de vedere a utilizării de zi cu zi să faci așa tip de scanner atât timp cât cel cu care noi ne-am obișnuit este și mai ieftin și mai comod, plus Samsung știe să-l facă și în butonul de blocare. E pur subiectiv, dacă nu ești de acord cu mine, eu respect părerea ta. Eu n-am încotro. Ca alternativă ai și deblocarea prin scanarea feței, care cu fiecare model devine mai eficientă, dar este loc și de mai bine. Productivitate. A50 va fi disponibil în două variante și indiferent de țară. 4 GB RAM, 64 GB memorie internă și 6 GB RAM, 128 GB memorie internă. Samsung ne promite că diferența de preț va fi cât se poate de mică, așa că eu cred că varianta cu 128 GB va fi mult mai căutată. Și acum fii atent, A50 vine cu procesor mai performant decât Galaxy A30. Aici avem un Exynos 9610 de 10 nanometri contra 14 nanometri instalat pe A30. Plus, el vine cu un chip grafic puțin de tot, dar mai performant, Mali G72 contra Mali G71. De acord, asta puțin ce explică, dar dacă pe scurt, e mai bine. Ce-s de tot asta?
Pentru început, mai multă productivitate în multitasking și în jocuri. Pe ambele modele pornești aceleași jocuri, doar că A50 în jocuri cu cerințe mai mari față de grafică va obține mai multe cadre per secundă. În al doilea rând, chipul de 10 nanometri consumă mai puțin curent decât cel de 14 și în așa mod, aceeași baterie de 4000 de mAh îți va da mai multe ore de utilizare. Next level you. Enter.